Puștiulică s-a plânge că nu-și găsește mingea roșie să se joace cu ea. Dar uită-te, bă, în spatele tău, mă, Puștiulică! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Iertați-mă, m-am grăbit să filmez și tot ce am găsit a fost maioul ăsta din camera aia, cum ar veni și afară e, pe acolo e foarte, foarte cald și... ce mi-e... A venit vremea aia când e super cald și trebuie să stai efectiv dezbrăcat în casă, dar nu și în fața camerei, că demonetizare. Astăzi, frumoșilor, o să ne uităm la copii care plâng din motive stupide sau mai bine zis de ce Snic nu o să aibă niciodată copii. Mai bine zis așa. Prietenii, am făcut un live cu Minecraft, a fost peste 1000 de persoane, vreo 3 ore de live nebunie. Activați-vă clopoțelul pe canalul meu secundar din descriere și hai să trecem la episod. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Plânge că nu a putut să aibă Porsche-ul ăla galben. Nu știu cum să zic, dar diferența dintre copilul ăla de 4 ani și eu de 20 aproape e niciuna, că și eu m-aș fi pus în fund și aș fi plâns la fel. Pe bune. Gen, cine n-ar fi plâns că n-ar putut să aibă un Porsche? Adică, pe bune acum. Cuptorul cu microunde i-a mâncat mâncarea și plânge lipit de dulap. Bă, așa din spate cum arată cheliuța, așa mă jur că arătam și eu când eram așa mic. Dar să mă bată mama, ce cuptor cu microunde, bă, când eram eu mic, când făcea mama o de asta de mămăligă, așa mi-o dădea cu ceapă și o mâncam, fratea ta mânca mămăligă cu ceapă când eram eu mic. Să plâng eu că cuptorul cu microunde n-a terminat la 1 minut jumate de încălzi mâncarea. Păi cum o scotea mama din frigider, așa o mâncam, bă, abia când o scotea din frigider. Deri era caldă, bă. Și ăsta micu plânge că cuptorul cu microunde, frate, eu mâncam mâncarea. Bă, dă-o în brânza, mă, si, bă. Și eu dacă aș fi tată, ce aș face, bă, în momente de astea? Pentru oameni normal ar fi tati. Nu, că uite că așa că încălzește de fapt mâncarea, că uite acolo că se rotește. Eu cred că să-l aud pe la pe lângă, cred că m-aș uita așa și aș zice: "Auzi, da, ești prost? Sau de ce plângi? Că nu vezi că acolo ești prost?" Glumesc, că o să fiu un tată model. Hai că o să fiu un tată model, dacă e sigur. Plânge că voia să stea acolo singur, frate, și a pus-o și pe o gagicuță lângă el. O fi sor sau ori prieten de familie, nu știu ce-o fi, dar îl înțeleg, frate. Gen, asta pățesc și acum, frate, vreau să stau singur și repede cât o fac. Fetelor, pe bune, lăsați-ne, nu merge așa. Gen, dacă tipul ăsta, hai că tipul, dacă e să mă bată mama, că e fetus. Copilașul ăsta, pruncul ăsta, dacă plânge la 2 anișori, tu dai seama ce face la 18, bă, dacă dă de o fată? Plânge pentru că tocmai ce a realizat că Darth Vader e omul rău din asta cu Star Wars. Și ține în brațe o figurină super mare, gen cât ea, cu Darth Vader. Și să vă zic o poveste interesantă. Mașina mea, da, golful meu alb, ei bine, are un tatuaj, un sticker de ăsta cu Darth Vader pe spate. Așa am luat-o, dar să vă zic ceva, eu nu m-am uitat în viața mea la Star Wars și nu-mi place și nu știu nimica. E un pic paradoxal așa, să vezi că nu-ți place deloc chestia, habar n-ai și tai acolo un tatuaj cu Darth Vader pe cap, știi cum ar veni, pe portbagaj. Ideea e că parcă n-ar fi mașina mea dacă n-ar avea Darth Vader-ul ăla pe spate, că toată lumea știe, o știe, adică nu vezi, dar știi că e acolo, na, mă rog, nu, mă rog, na. Puștiulică s-a plânge că nu-și găsește mingea roșie să se joace cu ea, dar uită-te, bă, în spatele tău, mă, Puștiulică! Bă, cum să plângi, bă, cum să plângi de asta, uită-te în spate, mamă, n-aș putea să fiu părinte, bă, nu știu. Eu nici nu-și genul care să aibă multă răbdare, adică ești genul care să lase de la el, bă, dar să-l văd, zic, bă, dar întoarce-te, nu, că nu-i mingea mea roșie, bă, dar întoarce-te un pic, că mingea ta, nu, adică nu, băi, cu metre, întoarce-te o leacă sau îți scap una, știi cum e. Ăștia care desenăm de obicei pățim asta sau, mă rog, ăștia neatenți cum ar fi eu, gen, eu de fiecare dată când desenam, îmi luam radiera, frate, și pur și simplu credeam că o pun lângă, frate, continuam să desenez și după îmi căutam radiera, frate, bă, dar unde e radiera, unde morții e radiera, știi? Bă, și după un sfert de oră mă trezeam că o aveam în mână, știi, gen, ca să vezi ce sunt ca puștiulică ăsta, numai că nu-s blond, pe bune. Bebiță ăsta plânge că nu-i mâncarea gata, bă, și-l înțeleg perfect, bă. Și eu la rândul meu sunt un fel de bebiță. Știi? Sunt așa un bebiță, cum se spune, bebiță. Așa sunt și eu când mă cheamă mama: "Hai că-i gata mâncarea, veniți repede, mă așez gata repede să mănânc." Și zice: "Dar scoate și tu tacâmurile și alea." Și sunt așa că... Că nu-i gata și e-s bebiță și eu, bebiță. Asta micu încearcă să ia cartea, bă, dar stă pe ea, bă. Nu știu de ce, dar mă regăsesc, bă, în copiii ăștia. Că uneori sunt și eu așa de... Bine, ei sunt... Nu sunt proști, bă, că nu, că prost nu. Că ești așa, nu știu, pur când ești copil. N-ai cum să fii prost. Sunt așa, drăguți că nu știu chestii, dar eu sunt prost. Și așa mă simt și eu uneori când... Ma, mai fac și eu de astea, na. Uite, zilele trecute am un covor sub scaunul ăsta, bă, și încercam să-l dau mai încolo, bă, știi, dar nu mergea. Și după mi-am dat seama că eu stăteam pe scaun și nu avea cum să miște covorul, gen, mă rog. O musca a zburat pe lângă el, bă, și uite-l cum face, bă, zici că se transformă, zombie, bă. Să-l vezi acolo cum iau așa o gură de semine. Mama!
Oricum îl înțeleg perfect că și eu când, bă, când intru o muscă în casă, bă, eu urăsc muștile, bă, deci urăsc atât de tare, bă, chestiile, creaturile aia, ființele aia, ciofii alea. Bă, că sunt așa rapide, bă, și scos sunetul ăla, bă, când a intrat o muscă în cameră și în sufragerie și eu dorm în dormitor, m-am dus, de pe scaun, am închis ușile, m-am bombardat și să nu intre musca, bă, la mine în cameră. Plânge că nu i-a dat voie să atingă căcănelul cățelului. Și uite ce față are, bă, zici că voia să-l mănânce, așa de supărată e să mor. Cred că copilul ăsta n-a înțeles că nu zicea mama, ei, caca, nu atinge, că e caca la propriu, frate, gen, e caca, nu atinge, că e caca și, știi? Ei. Lăsați în comentarii motivul pentru care ați plâns și voi așa de nimic, dacă vă amintiți, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Fetița asta plânge că a aflat că pe mama ei o cheamă altfel în afară de mamă. Bă, nu știu, frate, nici eu nu pot să o strig. Mai sunt unii frate care își strigă mamele sau părinții așa gen pe nume. Bă, dar eu nu pot, frate, să o strig pe mama Viorica. Viorica mi-a făcut și mie de mâncare. Bă, nu sună bine, băi, mami, ce mâncăm și noi? Știi că am 20 de ani și nu știu să gătesc, te rog. Copilul ăsta plânge că cineva a mâncat toate brioșele, frate. Și în paranteză zice că el a fost, știi? Bă, fix fața asta o am și eu, bă, când mă duc la frigider, frate, și mi-amintesc eu că mai era ceva, zic, aia, mamă, ce mă duc să mănânc acum, bă, și nu mai e, frate, bă, și strig, Denis, cine a mâncat asta? Nu că noi, mama, cine a mâncat asta? Nu eu. Și după îmi zic că, de fapt, eu le-am mâncat, știi? Și zic, bă, dar cum să, că le-am, bă, dar... Așa, fomii sunt pe bune? Fetița ta plânge că mama ei i-a spus că nu poate să se mărite cu tatăl ei, știi cum ar veni, sau cu fratele ei. Bă, la fete chiar e dorința asta așa de mici copile, bă, să se căsătorească, bă, ce nebunie, bă, ce-s chestiile astea, bă, pe bune? Adică nu numai fetița asta, că am mai auzit eu, am mai citit eu articole, că mă mai informez, domnule, că mai citesc eu, că dorința asta a fetiței este că, bă, ce n-am, bă, pe bune? Eu la vârsta maximă am început să plâng că am dat un pârț și nu știam de unde a auzit sunetul ăla, frate, că din mine și știi, eu de-aia plângeam, nu de plângeam că vreau să mă căsătoresc de la 5 ani. Plânge că i-a zis bună dimineața, frate. Bă, cum să, bă, că deja mi-a luat energia. Bă, dar nu mă imaginez scenarii de asta. Bă, mă trezesc eu după o noapte când așa mă duc la copilul meu. Hei, tati, bună dimineața, ce faci? Bă, și copilul meu care așa începe să devină... Bă, și încep să plâng și eu, bă, dar ce s-a făcut, tati? Bă, de ce plângi, bă, și copilul... Și eu, bă, dar de ce plângi? Ce-ar fi un haos, bă, nu mai vreau copii, nu pot. Plânge că mama lui nu l-a lăsat să termine de mâncat pământul, dar nu-l condamn, că și eu am mai mâncat pământ, am mai mâncat frunze, mai pe bune, mai mâncam frunze de-astea așa, când mă gândeam, eram noi copii așa, survival mode afară, ce s-ar întâmpla dacă ar veni apocalipsa zombie, mâncam niște iarbă, pe bune, lasă-l să plângă. Dar la ce făcuțe are, cred că a tot mâncat pământ, că văd că omul meu deja devine așa, ia uite-l, pe bune, așa, cu făcuțe. Mamă, ți-a dat neveu, te-a rupt. Micuța asta plânge și nu cred că plânge că la cum are saliva, cred că nu că bocește, rage, frate, că ci că nu, mama ei n-a lăsat-o să-i șteargă poponețul. Na, e mai plânge din motive de astea pe bune, adică na. Bă, dar voi vă dați seama ce motive, bă, stupide, bă, să plângă copii. Tu dai seama că ești și tu adult și... Na, frate, na, poponeața ta și vine copilul. Hai, dă-te, poponeața ta, știi, și tu zici nu că nu șterg eu singur. Și când îl vezi că plânge, cum poți să-i zici, bă, că bă, dar nu e ok, bă, tati, bă, dar nu ștergi tu poponeața, să șterg eu ție, dar nu știu, e greu, bă, trebuie să ai răbdare, bă. Plânge că ce, nu poate să-și găsească rățușca aia mică, bă, ce? E pe capul lui, bă, dă-mi prânza, mă, zi, dă-mi rățușca, mă, zi, mă. Bă, dar ce formă de castron are, bă, perfect, așa, bă, să mă bată, mă, nici nu se văd sprâncenele, bă, așa la tun să mor. Și cumva face băieță în chiuvetă, frate, pe bune, adică am înțeles că în loc să umpli o cadă, mai bine în chiuvetă, dar ți-ai spălat acolo farfuria cu muștar, bă, când ai mâncat de acolo, cărnați cu muștar, bă, ți-ai făcut un sparanghel de la, bă, are grăsime, bă, ceafă, de, ți-ai făcut acolo mâncare, bă, l-ai băgat pe la unde, ce grăsime d-aia, bă. Dă-mi prânza, mă, zi, bă, dacă nu vezi leios așa de grăsime, cârnați, bă, de la ceafă de aia, de la ceapă, salată, ai mâncat acolo, bă, salată de vine, te cu pâine, cu sare, bă, uite ce l-ai băgat, l-ai murdărit tot acolo, bă. Ăsta micu plânge că cică părinții lui i-au spus că nu poate să țină homarul ăla ca animal de companie, bă, sau ce-o fi la crabul, racul ăla, ce-o fi, dacă e homar ăla. Uite-l cum rage, bă, că nu poate să țină homarul, dar ce să faci, bă, cu homarul ăla în casă, bă? Eu înțeleg că e drăguț, că e gustos, că e micuț, că de-aia, dar în somn când ți-a făcut homarul ăla așa la nas și ți l-a luat
știi, și zici, oh, unde-i nasul, știi cum ar veni? Nu-ți mai trebuie niciun homar, bă, că l-ai pus direct pe tavă și l-ai fript, l-ai făcut la 90 de grade și l-ai mâncat. Da, bă, și acolo, sper că v-a plăcut acest episod cu ne uităm la copii care plâng din motive stupide sau de ce sni chiar nu o să aibă niciodată copii, pe bune. Vă așez pe canalul de live-uri, facem live-uri cu Minecraft, nu pot chiar zilnic, dar o să încerc marți, joi și duminică să fac live cu Minecraft acolo. Vreau să fim cât mai mulți, am fost mulți, a fost super tare. Noi ne revedem în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 pe acest canal. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, facem 200 de mii și acolo. Faceți porbeța pe multă și râdeți cât mai mult și eu v-am pupat. Pa, bă!